fără arme, fără sabie, fără putere, fără infatuare, fără mândrie, devine împărăteasa și arhistrategă îngerilor și toți se închină din respect și din smerenie că poartă în sine pe Cel ce le-a creat pe toate. Deci iată, Maica Domnului devine biserică și îl încape pe Dumnezeu. Acest fapt este mai târziu scris în ceaslovul nostru de rugăciune, în Biserica Slavei Tale, stând în cer, ni se pare asta. Deci când intrăm în biserică, noi de fapt suntem în cer, pentru că intrăm în sfera lui Dumnezeu. Plecăm de la lumea căzută și înaintăm spre lumea nevăzută, odată cu intrarea Ta să fie, Doamne, și intrarea Sfinților Tăi Îngeri și a Sfinților Tăi care slujesc împreună cu noi nevăzut când intri cu Evanghelia. Fecioara Maria are această taină de a pătrunde dincolo de îngeri și de a primi această emblemă mai înaltă decât cerurile, pentru că pântecele Fecioarei devine cer și cerurile sunt sus, dar ei jos, dar ei deasupra cerurilor, pentru că avem la laude apa cea mai presus de ceruri și cerurile cerurilor, este cuvântul Evangheliei Dumnezeu de pe tronul Tatălui, cuvântul din cer, acesta e Fiul meu iubit pe El, să-L ascultați. Și în același timp, mai curată decât strălucirile soarelui. Soarele poate să lumineze orice loc întinat, Maica Domnului poate să lumineze orice suflet curat. Iar ea este mai curată decât strălucirile soarelui. Pentru că nu apare, nu se arată, nu se proslăvește și nu binecuvintează decât nestricăciunea. Și iarăși spune acolo, în Paraclis, că pentru păcatele mele cele multe slăbește trupul și se bolnăvește sufletul. Ea este vindecătoarea și izgonitoarea dracilor, dar și vindecătoarea bolilor sufletești. De aceea, acoperământul ei peste lume nu este altceva decât ce? Un robinet vast de har și de Duh Sfânt care pleacă din mâinile Maicii Domnului spre pământ, ca ceea ce în mâinile ei ține veșnic pe pruncul Iisus, dar în același timp îl vedem pe pruncul Iisus, care duce la atâta respect de mamă, încât în clipa mutării la cer, coboară personal deschizând cerurile în soboare de îngeri și în lumina Duhului Sfânt, ia sufletul Maicii Domnului ca pe un copil și îl duce la tronul Sfintei Trei, unicat în istoria umanității, ca Dumnezeu să coboare după un suflet la trupul pe care se așează pe catafalt. Deși noi știm călătoria sufletului, cum trece el prin vămi, cum este dus de îngeri și ajunge până la tronul lui Dumnezeu, Iisus Hristos ia personal fiul sufletul Maicii sale și îl duce la tronul lui Dumnezeu spre odihnă și spune Maxim Mărturisitorul, face aceasta pentru a o face mai cunoscută îngerilor care îl slujesc și de fapt o face cunoscută îngerilor, arătând că făptura pe care a creat-o în grădina Raiului este net superioară lumii nevăzute prin misiunea pe care o are de îndeplinit. Adică de a descoperi lumii pe Dumnezeu. Și dacă, și aici Părintele Galeriu spune aceasta, și dacă căderea adamică n-ar fi avut loc, întruparea ar fi avut loc, pentru că întruparea nu este rezultatul căderii, ci întruparea este rezultatul iubirii dumnezești. Fecioara Maria este, de fapt, cheia iubirii dumnezești. Este puntea dintre cer și dintre pământ, dintre om și Dumnezeu, dintre lumina din inimă și din minte, cum spune Simeon teolog, și lumina necreată pe care o vedem noi, sau taborică, este cheia dintre cele două împărății care se deschide prin smerenie și prin cuvântul fie. Deci acoperământul Maicii Domnului este cheia împăcării cerului cu pământul. V-am explicat toate aceste lucruri despre Maica Domnului, fiindcă am fost puțin liber și nu-i aglomerat, și am vrut să aveți ca idee că sărbătoarea în sine este mult mai mare, mult mai adâncă, mult mai înaltă, dar Fecioara Maria rămâne de fapt personajul principal în venirea lui Iisus Hristos în lume și arătarea lui ca om, pe care pe cuvântul întrupat văzându-l pe Fecioara o fericim, dar rămâne și pecetea care strică și pecetluiește pentru totdeauna răul
și dă binecuvântare și revărsare harului, bucuriei și luminii în Duhul Sfânt. Toate femeile au ca model pe Maica Domnului, toate femeile au ca sfințenie model pe Maica Domnului, toate femeile au ca mame și ca educatoare de copii pe Maica Domnului și dacă vă aduceți aminte, chiar Maica Domnului spune odată lui Iisus, Fiul meu, am dus grija ta, unde ai umblat? Ne-am făcut grijă. Și Iisus ce îi răspunde dacă era Dumnezeu? Ascultarea mea nu-i din lumea aceasta. Ascultarea mea este din cer atunci când se rătăcește prin Ierusalim. Și spunem de fiecare dată când Maica Domnului primea răspunsuri de acest gen, că ea păstra cu smerenie cuvintele în inima ei și tot timpul cugeta la ele. Pentru că erau cuvinte atât de înalte încât nimeni nu le-ar fi putut explica vreodată. Și de ce vedem noi astăzi teologii cu multă îndrăzneală vorbind de Dumnezeu, ca și cum l-ar cunoaște, și o vedem pe Maica Domnului vorbind de Dumnezeu în cuvinte foarte puține. N-am văzut-o pe Maica Domnului vorbind de înviere, deși ea este martora învierii. N-am văzut-o pe Maica Domnului vorbind de naștere, deși este martora propriei nașteri. N-am văzut-o pe Maica Domnului vorbind de pruncul ei, deși este mama propriului ei prunc dumnezeesc. Toată această tăcere teologică a Maicii Domnului, pe care Scriptura o exprimă între rânduri sau între cuvinte, legate de mama lui Dumnezeu, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și de acum mă vor ferici toate neamurile, este exact echivalentul aceluiași termen pe care îl spune femeia din popor, simplă și nepricepută, vedeți, ne referim din nou la bătrâna simplă de la țară, care vine și spune, ferice de sânii la care ai supt. Deci iată ce sâni l-au hrănit pe Iisus, sâni fericiți. Ferice de pântecele ce te-a purtat. Și dacă avem 9 fericiri și a 10-a spune bucurați-vă și vă veseliți, iată că avem și a 10-a fericire, fericit sânii ce i-ai supt, iată avem și a 11-a fericire, fericit sân pântecele ce te-a purtat și iată avem și a 12-a fericire, fericiți cei ce ascultă cuvântul Dumnezeu și mai avem o fericire, fericiți cei ce îl și împlinesc pe El. Deci fericirile pot continua în mod duhovnicesc, din treaptă în treaptă și mai înaltă. Dar această fericire o explică și Părintele Stăniloae în Maica Domnului Ocrotitoarea, când spune Scriptura că pruncul creștea și se întărea și cu trupul, adică lua lapte matern, și cu Duhul, v-aș pune o întrebare grea. Am descoperit-o și eu pe parcursul citind Jertfă și răscumpărarea Părintelui Galeriu. Dacă cuvântul s-a întrupat din cer și s-a făcut om, el nu trebuia să aibă conectare la Duhul Sfânt, interpretunderea, perihoreza, apropierea în Sfânta Treime, ba da. Pentru că cuvântul stătea pe pământ, Tatăl a trimis Duhul Sfânt în Fecioara Maria. Duhul Sfânt va veni peste tine. Ce era Duhul Sfânt? Izvorul de hrană a pruncului Iisus, care odată cu laptele sugea și Duhul și spune și pruncul creștea și se întărea și cu trupul și cu Duhul. Dar spune și cu înțelepciunea. Înțelepciunea de unde venea? Din Duhul Sfânt, care pretutindene și pe toate le împlinești, toate le știi. De ce spune? Cele ce Tatăl le face, întocmai și Fiul le face. Deci vedeți ce frumos? Și iarăși spune cele ce Tatăl voiește să-i descopere Fiului și Fiul, dacă voiește, descoperă celuia care voiește. Adică căreia care voiește. Celui care se străduiește și vrea să vadă cine este Fiul. Și iată, femeia simplă din popor a descoperit cine este Fiul. Ferice de pântecele ce te-a purtat și sânii la care e sub. Ca și cum am spune noi azi în societate. Bravo, părinți, așa dai educație. Ăsta, da om. Ei, femeia descoperă pe cuvântul lui Dumnezeu prin cinstea și demnitatea Maicii. Odată împlinit lucrul ăsta ca ocrotitoare și ca hrănitoare a pruncului Iisus și cu Duh și cu înțelepciune și cu lapte,
Maica Domnului împrăștie laptele în toată lumea. Pentru că laptele acesta pe care îl suge Iisus se va împrăștia prin laptele Evangheliei, cuvântul pe care îl lasă în lume în 3 ani și jumătate. Nu spune, voi cei cu dinții de lapte, nu zdrobiți oasele Evangheliei cele tari. Deci, în momentul când ajungi să pătrunzi în tainele adâncele Evangheliei, te oprești, pentru că noi sugem doar lapte. Sunt cuvinte mici, ușoare și spre priceperea noastră. Aceasta o face Iisus Hristos pentru a proslăvi pe Maica sa și a ne arăta ceea ce spune Ilie Miniat în finalul expresiei despre Maica Domnului. Cine este aceasta frumoasă ca zorile și curată ca dimineața? Este împărăteasa rugăciunii, deci nimeni nu s-a rugat cât s-a rugat Maica Domnului în templu, trăind, cum spune Ioan Damaschin, în contemplare, hrănită de îngeri, vorbind cu îngerii, păzită de arhanghel ca să nu zădărnicească satana planul de mântuire, este rugăciunea întrupată. Pentru că Iisus Hristos, cuvântul Dumnezeu, este izvorul nemărginit al rugăciunii cerești, cum spune, Tată, preamărește-mă ca să te preamăresc. Și eu mă rog pentru lume, ca pe toți cât mi-a dat, pe niciunul să nu-i pierd, afară de fiul pierzării. Vorbind de Iuda, vânzătorul care s-a spânzurat. De ce v-am făcut această conexiune? Acoperământ, duh, înțelepciune și rugăciune. Pentru că în momentul în care ești conectat la rugăciunea către Dumnezeu, automat Dumnezeu fiind în brațele Maicii și acoperământul Maicii Domnului este peste tine. Le spun de multe ori la cei care vin la spovedit. Părinte, am gânduri spurcate. Ai pe diavolul în minte. Nu ai cum să ai gânduri spurcate când pe tronul minții stă Iisus Hristos. Tu l-aduci prin rugăciune. Părinte, am pornit rele din inimă. Ai pe diavolul în inimă. De ce? Pentru că în inima ta trebuie să fie locul lui Hristos. Fiule, Luca, dă-mi inima ta ca să-mi fac locaș în ea. Ce spune Iisus la maslu? Păsările au cuiburi, vulpile au vizuini, fiul omului nu găsește loc să-și plece capul. De ce? Pentru că din inimă, spune Vasile cel Mare, izvoresc răutățile, izvoresc adulterile, izvoresc toate necurățiile. Și ce comentează Matei, evanghelistul? Omul bun scoate cele bune din visteria inimii sale, deci dacă ești bun, ai pe Hristos în inimă. Iată primul răspuns. Și omul rău scoate cele rele din visteria inimii sale, dacă n-ai pe Dumnezeu care e izvorul bunătății, cum spunem noi ecfonisul, că toată bunătatea și tot darul desăvârșit, de sus de la tine este Părintele Luminilor și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Pocăiți-vă că vine împărăția cerurilor.